Ziua bună și bine v-am găsit dragi români oriunde v-ați afla. Bine ați venit la încă o ediție a podcastului în gura lupului podcast produs de media de Cinematica Media Solutions și distribuit și pe canalul televiziunii Tele Moldova Plus atât în România cât și în Republica Moldova. Astăzi avem uh, un invitat care ar trebui să nu știu în primul rând, trebuie să citesc câteva din, din cărțile lui pe care le-am citit, dar am citit, am, le-am răsfuit pe câteva, dar am să vă povestesc și dumneavoastră despre ce este vorba, dar să-l introducem direct. Domnul general Gheorghe Dragomir, bine ați venit la Îngura Lupului. Vă mulțumesc pentru invitație și sperăm să fie de bun augur această întâlnire și să ne menținem legătura atât cât putem. Doar răsfăind prin titlurile cărților dumneavoastră și dacă o să și promiteți, să știți că va trebui să facem un serial. Eu am să-l citesc pentru telespectatori. România scutul american antirachetă și Catiușa rusească, timp și destin. Un lucru altul care mi se pare mie, e genial și mai ales că eu văd că e în 2016, ghid de inițiere pentru omul de stat. De la guvernanța prin inteligență emoțională la guvernanța prin inteligență artificială. Lucrurile se întâmplă astăzi, dumneavoastră le-ați prevăzut cu 8 ani în urmă. Ah. Uh, trebuie să mai citesc. Europa cu capul în stele și trupul însângerat asta cred că e și genială, cred că cu asta am să încep, Recviem pentru spioni și nu în ultimul rând cu gândul la Dumnezeu, Terra, Planeta Sufletelor Rătăcite, în care am văzut că le-ați și subliniat unele lucruri pentru că ați folosit cartea, cartea asta să știți că o să o țin lângă suflet pentru că clar că dacă autorul a subliniat anumite pasaje înseamnă că sunt cele mai importante pasaje și vreau să mai citesc câteva titluri din uh, articole pe care au apărut uh, de curând și uh, mie mi se pare foarte interesant. Telespectatorii poate o să le dăm câteva linkuri, să poată avea acces la ele. După pandemie și război, ce urmează? Da, clar, a fost pandemia și războiul. De la inteligența artificială genera generativă, deci în paradeza scris dumneavoastră roșie, la inteligența artificială frugală, adică verde, temeri și speranțe. Mi se pare titlul ăsta... Da, deci... BRICS, alternativă viabilă în fața expansionismului intervenționist al SUA și al Europei? Societățile secrete, vectori de putere și influență, smart power, la nivel planetar, România în menghina intereselor geopolitice, geoeconomice și geostrategice, ale oculte internaționale. și este un titlu... Trebuie să îmi fac timp, trebuie să le citesc, pentru că la experiența dumneavoastră, da, revin la experiența dumneavoastră, vreau să-mi povestiți pe scurt, așa un CV, nu CV-ul care apare în general pe o carte, sau așa, cu vorbele dumneavoastră, unde v-ați născut, unde ați făcut școala. Să începem cu începutul. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia care mi-ați oferită de a prezenta publicului, care nu este uh, puțin numeros, cel care asistă la emisiunile dumneavoastră, câteva elemente de... Biografie. Sunt născut la Bonitim Vale, 16 decembrie 1948, dintr-o familie mixtă, să spunem, minoritară. Din părinții din partea tatălui a români, din Macedonia, veniți la începutul secolului 20 fiind păstori și negustori de animale, veniți în România, stabiliți în București, iar din partea mamei de la Bălenii de Munte. Deci tot munte. Să știți că eu spun despre români, că una român e mai patriotică decât 10 români la un loc. Cunosc foarte mulți români. Așa este. Așa și este. Și printre telespectatorii noștri și din prietenii mei am foarte mulți români și iubesc România cu adevărat. Așa este și sunt foarte mulți oameni de cultură, istorici, medici foarte buni în domeniul respectiv. După școala primară și liceul la Bonitim Vale, după care în 66, noi fiind cinci copii la părinți, deci cam greu de suportat dintr-un salariu taică meu, în sfârșit a avut o, o viață mai agitată, a fost și arestat, în vreo doi ani de zile, 58 Și probabil ați suferit pentru că copiii absolut, celor arestați... Absolut, absolut, Era mai greu să dar, de dar, la... Dar, dar, arestat, dar nu condamnat. Mm -hmm. Ținut în anchetă, fiind acuzat că a sabotat uh, interesele economice. Probabil era avea Popular. ceva pământ, muncea ca orice gospodar. Nu, nu el a fost uh, din familie Negustor și Măcelar. Cei patru frații lui aveau uh, în București, la Piața Unirii, una dintre cele mai uh, respectabile din astea carmangerii. Și ei se ocupau cu treaba asta, erau recunoscuți, frații Dragomir erau binecunoscuți în mediul respectiv. Însă avune șansa ca odată să întâlnească o familie de evrei și soția respectivului s-a comportat urât față de, de el, de el. În sensul că uh, tot i-a cerut marfa, în sfârșit a încercat-o și n-a cumpărat nimic și l-au vrăznicit. Tata fiind un tip foarte mândru, uh, e, uh, situația a fost de așa natură încât uh, el s a, a sărit și eu și i-a dat o palmă. <laughs> și am spus, du-te și cumpără de altă parte. E, viața a făcut ca soțul acestei doamne să ajungă președintele Oraca, cum era pe vremea de deci era o organizație de achiziționare a animalelor și de valorificare a animalelor. După 45-46, uh -huh. și tata nemai naționalizându-le prăvălia, a trebuit să se ocupe de treaba asta. Și a ajuns ăsta președinte și l-a căutat, și l-a găsit, și l-a acuzat de așa ceva. Și l-a băgat la sabotarea economiei naționale. Deci nu se spunea nicăieri că i-a dat o palmă sau mai știu eu ce, că putea să, să încheie treaba. A aflat de toată povestea de la un ofițer de securitate, că îl, îl anchetau ofițerii de securitate că, ce domne, n-avea nicio probă, nu era nimic la, la dosar. Da. da, Așa, și mâinea Vasile pentru ce? Și tata era un tip educat, un tip liniștit, n-a dat o palmă la nimeni, dar îmi dau seama că a fost o situație destul de neplăcută și pentru el s-a încheiat uh, toată povestea asta după 2 ani de anchetă și nu știu, i-au dat drumul. Dar a rămas cu traul, trauma asta că doi ani totuși 2 ani în anchetă securitatea ancheta corespunzător. Uh, da, 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 avea nu venea palma cu grea. Avea palma nu, grea. Nu venea și uh, ciudat că securitatea era din uh, alogeni, din evrei, evrei și unguri. Uh -huh. Că pe asta la noi nu s-a făcut până acum o evaluare și o demascare, dacă vreți, a comunismului, dacă faci o păi, condamnare. Bă, -a făcut păi, institutul da, da, el a spus perioada Ceaușescu. Aha, dar nu a până dar perioada până la, da, până la Ceaușescu, din 44 până în 64, atunci a fost perioada de. Cea mai dură, de cea fapt. Cea mai dură, de atunci, atunci A fost a în toate închisorile comuniste da. care erau conduse de evrei și de unguri. Asta a fost și de ruși, normal, sub îndumarea lor. De deci ce el a rămas cu această traumă? El convingere, era liberal, ca și convingere, dar în același timp și ca profesie și a trebuit să își găsească, să câștige o bucată de pâine pe șantier, că nu-și mai găsea loc nicăieri după ce a ieșit de la asta. Noi cinci copii, cam greu de... Și toți vrea să meargă la școală, să învețe carte. Și în condițiile astea, în 66, după ce am terminat liceul și am luat bacaloreatul, am, te-a selecționase la școala de la de la Băneasa, de școala de ofițeri de securitate cu durată 3 ani, unde făceai și facultatea de drept. La zi cum ar veni, dar făceai cum vor acum cu voluntariatul militar da. și nu știu, cam așa. Da. Era așa atunci, dar cu regim militar destul de sever. În 66 dar cum se făcea selecție atunci? Deci, Probabil, uh, ce e uh, mai bun. Ce, ce, ce mai bun ce mai bune. Așa. E, Problema a fost cu dosarul. E, aici este un paradox. că Vedeți dumneavoastră că și în în 66 deja se schimbase, nu mai erau consilierii sovietici, începuse o purificare a În 66 a, a venit Ceaușescu, nu? În 65. 65, 65. 65, corect. Deci începuse o reînnoire a instituțiilor cu cadre de partid, dar în clasa muncitoare românii autentici, deci mai puțin. Cei care au studiat pe la Moscova, dat început să fie marginalizați, și uh, cei care au studiat dosarul meu și așa, n-au văzut niște lucruri uh, ieșite din comun, au, s-au lămurit ce, ce a fost chestia asta cu tata și mi-au dat o șansă să intru la școala militară. Am intrat. Uh, Printre oamenii de mijloc era o competiție mare cu liceile din București. Noi fiind totuși la țară aveai cu tot un alt nivel de da, pregătire. Da, da. Deși corpul profesoral de la Bonitim Valea a fost unul de excepție, dar nu puteai să rivalizezi cu cei din capitală. Și, și aici cu peripeții, că eram micus de statură, nu îndeplineam criteriile de înălțime și greutate și a trebuit să-mi dea dispersă, dar pe urmă, la, după ce dea toate probele astea de fizice, că erau destul de dure, intrai la examenul propriu-zis scris și oral și acolo aveai șansă sau nu să mergi mai departe. Am terminat școala și am, în 69, perioadă când în România a început deja deziesu, zic eu, după discursul din 68 al lui Ceaușescu, tineretul mai ales, privea cu speranță spre viitor, Inclusiv noi din aparat vedeai că este nu o altă abordare, sunt puțin altfel sunt puțin Fața altfel. de deci, ce cu fusese cu ciubota sovietică până exact, la exact. 68. Dar asta se simțea și la școala militară. De pildă la noi, procentul de absolvenți de liceu la zi era de, să spunem, 50-50%. Restul veneau din producție. Eu aveam 17 ani, aia, unii erau căsătoriți cu copii. Copii, da, da. Așa. Membrii de partid, noi nici putecici nu eram. Că nu aveai unde de da. la liceu. Și se simțea următoarea generație de cei care au venit 67-68, deci la școală, s-a schimbat procentul. Au venit 60% cu liceu și 40% și tot așa până da, da. în 70, când lucrurile s-au schimbat fundamental. Deci a fost un moment foarte bun pentru, eu știu, relansarea și economică a României și era, nu era așa ideologizată societatea românească. <coughs> După terminarea școlii militare, am fost repartizat la securitatea București, la contraspionaj, de unde m-a selecționat în 72 celebrul general Caraman. Da. Corect. Așa, am lucrat cu dânsul vreo șase luni de zile, venise de la Paris și. Era cum s-a spune, în perioada de tranziție. Vi se era pentru că fusese desconspirat, dacă nu mă știu. Da, 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 a fost da. scandalul. A fost scandalul. 13 pe care da. au zguduit NATO. Da. Și uh, era perioada de neîncredere în el și l-au dat de la Direcția de Informații Externe, l-au dat la Securitatea București, locțitor, și să se ocupe de contra -spionaj. Și am avut șansa să lucrez cu dâns vreo șase luni de zile. Am finalizat un caz, un străin, l-am recrutat, ceea ce era rar pe vremea aia. Și el a pus ochii pe mine și în 73, când a ajuns șeful brigăzii de contra spionaj extern, a revenit la securitatea municipiului București și m-a căutat. Și, e un tip foarte caustic, așa, plin de umor, dar un umor uh, englezesc. Și țin minte întâlnirea asta care mi-a creat, de, cum să spun, mi-a scris destinul. Da. Uh, zice, ce faci, domnule? tot de ăștia de arabi, te ocup și nu știu ce, nu te-ai săturat de, la contraspionajul intern? și stă, stătea cu spatele. Un bărbat frumos, înalt, așa, și se întoarce. E, ce, nu ți era dor de mine? Eu, vă da, eu eram locotenent, el era general. Și, și da, profesional, sigur, că nu mai, după ce a plecat să se amorțise iar, intrase în letargie serviciu. Zice, păi uite, eu îți propun să vii la mine. Uite, lucrez acolo, nu știu ce. Dar să știi că lucrurile sunt foarte dure acolo. Nu mai ești așa protejat cum lucrezi aici în țară. Dai telefon, îți vine filajul, dai telefon, îți vine ăla de la tehnică operativă și te ajută. Lucrezi în exterior și te trebuie să te ajut singur, și exact în gura lupului. În gura lupului te duci. Corect. Așa. Ești dispus să faci treaba asta? Soția crezi că poate să suporte un asemenea regim? Soția era, fiind proaspăt căsătorit, așa, de însă era știodeză, cunoștea limbi străină, deci da. eram un cuplu interesant pentru spionaj. Da și am făcut pasul după inițial după un an de zile trebuia să mă pregăteam pentru uh, Paris. El avea o fusă de a revanșa, să -și trimea, la Paris. da, 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 da. Să oameni să de-ai lui așa care să renoade ce a lăsat acolo. Și m-am pregătit șase luni de zile cu soția pregătire intensă, așa că greu de descris. Și când să finalizăm și să merg la, să fiu introdus la Ministerul de Externe pentru Paris, a fugit profesorul de limbă franceză, al meu, așa, care lucra la Ministerul de Interne. Și îl chema Dragomir. <laughs> S-a de, deschis o altă. Bă, nu cumva, ăștia sunt rude. Nu, deci, și nu, iarăși v-au cercetat da, ca iar, nu cumva iar, să fiți da, în legătură da, exact, cu profesorii exact, franceze ex, Exact. Ce legătură. Adevărul că mă simpatiza și îmi plăcea franceza în sfârșit. Și bineînțeles, ca să, după alte verificări, s-a convins că nu aveam nicio legătură cu personajul, legătură de familie, și m-a deturnat spre Maroc. Tot consumă... stat vorbitor de limba franceză, da. adică și ceea da. ce vă da, pregătiți, da, și, ca și spion. Între timp făceam în paralel și araba, repede, repede, să mă pregătești pentru treaba asta. A fost un, un moment, să spunem, destul de dificil. Trebuia să aveam primul copil câteva luni și trebuia să ne ducem acolo. Acoperirea legendară era pe ministerul de externe, dar o, o funcție mică, secretar de trei, secretar de 2. dar, cum să vă spun, interesul era maxim pentru că Marocul deja pentru România era o piață foarte importantă pentru... Desfacerea produselor din România. Nu numai produse, dar aveam uh, acord de cooperare tehnico-științifică cu ei. Aha. Uh, în Maroc, uh, la vremea respectivă, în anii 74-80, aveam peste 15.000 de români, profesori, medici, profesori universitari. Deci ei munceau, Românii ingineri, munceau acolo. Da, ingineri. Se aduceau valută în țară. Bineînțeles. Așa, erau plătiți acolo și o parte din valută era transformată în lei și primea lei ca subformă da. de an, convertiți. Da. La fel s a construit șosele, autostrăzi, spitale, vă spun, era o, un, o țară foarte vie din punct de vedere al renașterii economice. Marocul era sub regele Hasan al doilea. S-a construit portul Nador la Marea Mediterană, totul cu concepție românească, cu utilaje românești, că aduceau manurile alea de 80 de tone, de 50 de tone, deci le-au adus pe șantier și au lucrat. La fel, tot felul de embarcațiuni și utilaje, toate românești, deci nimic din altă parte. S-a câștigat foarte bine, România a câștigat, pe lângă uh, financiar, economic, că uh, prestigiu. Așa am plătit datoriile, România era da. bine recunoscută da. la nivel Ca să nu vă mai spun că uh, toată lumea, deci Marocul era uh, pentru Europa uh, placa turnantă a spionajului, uh, dacă ați văzut și filmul Casablanca, deci a Cu fost și bogate, în al doilea, da. Da, al doilea război mondial, deci era placă turnantă acolo, deci pentru Nordul Africii și Orientul Mijlociu, cum este Viena pentru Europa. Corect, corect. corect. Deci acolo și gândindu-se așa generalul Caraman a spus, domnule, trebuie să revitalizez grupa de acolo, că aveam o grupă operativă, mai mulți ofițeri pe diverse domenii, și să dăm o altă, să spunem, altă direcție activității de informații acolo. Și, într-adevăr, așa a fost. Inițial am fost atașat de presă. Deși Asta era acoperirea. Acoperirea da. Da, oficială, care m-a ajutat foarte mult să. Intru ca numele. Mediu... a fost alt nume sau. Nu, nu, cu numele nume real, nas. da, da. nu a fost nevoie de. Trebuia schimba. ca povestea să fie cursivă dacă cineva vă cerceta. Da, traf. păi am fost la Ager da. înainte să. și la externe, uh -huh. și am fost la Ager pe câteva săptămâni. am scris niște articole din astea ca să apară în presă pe acolo, dacă verificau și uh -huh. nu era nicio problemă. Plus că era, dacă se verifica, erau oameni care de, să susțină legenda respectivă. Corect. Deci primii, primul an atașat de presă și vreau să vă spun că m-a ajutat foarte mult să-mi fac relații pentru că aveați intrări peste tot la conferințele de presă la peste tot mergeam la armată la conferințe de presă la clubul militarilor, aveam abonament în făcuțe și ceea ce nu prea se vorbește la chiar în mediul nostru, s-a evitat să vorbească. La vremea respectivă România era izolată în rândul țărilor socialiste. Deci... Datorită politicii pe care o ducea Ceaușescu. Cea, 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 de, de independență da, față da, de, da. De, de Moscova, da, da. apropiere de Occident și aici este da, un da. alt element care nu s-a dezbătut și chiar cu, ar fi trebuit să fie în atenție și anume faptul că deja Ceaușescu până în 70 obținuse din partea americanilor ca gest de încredere nu mai spun de la la banca, la -na națiunii cele mai, mai favorizate femeiu da. banca mondială Corect. să lupta care să ne dea mai multe credite pentru, și în condiții avantajoase pentru dezvoltare Bineînțeles, cooperări cu firmele americane în multe domenii, inclusiv în Correct. tehnologia informației. Platforma Pipera s-a făcut cu americani. Ce nu s-a spus? Faptul că americanii de perioada de decolonizare. Și era un sentiment uh, antioccidental în toate țările, Africa, Asia, deci Orientul Mijlociu. Uh, ori România deja uh, apărea ca. Țară ceva prietenă. Țară prietenă cu toată lumea. Că aveai profesori, uh, doctori, uh, constructori. Și, și asta da. era peste tot, deci nu da. numai în Maroc. Uh, în, în toată Africa, sigur, da. în Orientul Mijlociu, nu era problemă. Uh, americanii au văzut uh, o oportunitate extraordinară. Au văzut, pe de o parte, că banii care ni-au dat s-au cheltuit cu cap, s-a dezvoltat industria și în întreprinderile unor, acum nu, se întâmplă. Dacă intrai imediat la. îi da. uh, rezolva. Și atunci au găsit soluția ca noi să fim întreprinderile în românești, să fie interfața. Uh, celor cu ca negociator direct cu guvernele unde se încheiau aceste afaceri având finanțarea firmelor americane. Deci noi eram contractori principali și subcontractorii erau firmele americane American. și banii lor și atunci, încet, încet, și firmele americane și occidentale au început să fie agreate pe piețele respective. Din intermediul României. Din intermediul României. puteți spune o poveste așa interesantă despre spionaj. Dacă o puteți spune ce ați făcut în Maroc, da. vă rog. Una. Da, în, în Maroc, vreau să vă spun că a trebuit să construiesc, că nu aveam nimic acolo ca rețea și pornind de la, la început prin uh, această oportunitate de a fi uh, de atașat prețe. de presă și cultură, așa uh, am reușit să pătrund în anumite medii. Însă după un an și ceva, uh, fiind uh, foarte mulți români, de la Comitetul Central a spus Domnule, trebuie să organizați S-a dat directivă la DSS să organizați românii acolo, să fie organizați, să, fie, să știm de ei ce fac, ce nu știu ce. Și atunci... Pentru telespectatori, mă scuzați că vă întrerup, DSS, Direcția Securității, Securității Statului. Statului. Așa și, direcția, și aveam Direcția de Informație Externă. Și la vremea respectivă, la vremea respectivă s-au gândit să îmi transforme postul care îl aveam în șef al secției consulare. De la ambasadă. Deci, din uh, atașat, atașat de presă, m-a băgat pe zona consulară, care era cu totul altceva. Nu mai aveți acces? Uh, ba da, avea acces. Timp liber? Uh, uh, timp liber deloc. Deloc. De deloc, pentru că trebuia idea. să mergi în toate comunitățile de români și erau accidente de muncă, erau tot felul de probleme consulare. Dar uh, îți da acces la uh, autorități, mergeai la guvernator, mergeai deci un alt nivel. De unde puteai să îți faci relații și să îți să faci rețeaua și să obții informații da. care erau utile pentru țară? Descriu în volumul întâi o situație care s-a întâmplat la noi acolo în sensul că unde lucram, deci, contra spionajul extern, avea cu totul alte atribuțiuni decât spionajul extern. Deci erau două ramuri diferite. La contraspionajul extern avea obligația să faci recrutări unde? La serviciile de informații marocane Aia. și străine, da. care operau pe spațiu. Să faci la Curtea Regală, să faci la Direcția Securității Naționale acolo, să faci la nivelul regiunilor unde erau prefecturi și guvern. Guvernator și așa mai departe de cerea, foarte complicat. Era foarte complicat și trebuia să ai abilitatea asta de a te împrieteni și de a găsi totdeauna motivație să poți să ceri informații și să îți legendezi interesul pentru acele domenii. Și am, am reușit, am reușit cu bine să fac câteva recrutări de nivel care au dăinuit după 30 de ani. M-am reîntâlnit cu persoanele respective, inclusiv unii care erau din corpul diplomatic occidental, ajunși ambasadori, unii au trecut și prin România, așa. Ce interesant. Și aici este, eu am zis că este și o doamne, doamne, te ajută. Da. Că alte, să știți, trebuie să ai har, cum să spune. Dacă n-ai har pentru meseria respectivă, nu n -ai, n ai performanță. Și vreau să vă spun, modul de a te comporta în relația cu agentul respectiv trebuie să fie cel puțin așa, am procedat eu și gândesc și așa am fost și profesor la școală la noi am transmis că dacă nu ai legătura sufletească cu persoana respectivă, mai devreme sau mai târziu se întâmplă ceva. Trădează, e racolat de altul și lucrează dublu și așa mai departe. Degeaba îi dai tu bani, degeaba eu știu, ai materiale compromisătoare și zici că acționezi asupra lui și îl determină să se rupe ceva, ceva. se rupe ceva. Se rupe ceva Dacă am nu înțeles. e din suflet relația... Și după Maroc unde ați plecat? După Maroc am venit în centrală, șef de colectiv pe zona orientul Mijlociu și o parte din rețea uh, s-a împrăștiat, s-a împrăștiat meseria. Deci unii au fost diplomați, au fost avansați în diverse țări. Și a trebuit să mă întâlnesc în terțe țări cu ei după ce am ajuns în centrală. Am ajuns până în Liban în 80, în perioada războiului și era pe acolo să îmi las oasele, în perioada când Beirutul era împărțit între creștini și musulmani, cartiere. Și acolo am reușit, prin, tot așa, prin relațiile care le-am avut în Maroc, inclusiv în zona iezuiților, să ajută ambasada noastră să fie mutată din cartierul musulman în cartierul creștin, ceea ce era foarte greu, așa, și să protejezi comunitatea română de acolo, că nu aveai motorină ca să pornească cifru și toate astea. Toată infrastructura unei ambasade. Masaide, da. Deci era stare de război. Era în buncăr, stăteau toată ziua. Șansa a fost ca un agent al meu de acolo, din Maroc, să ajungă, Iezuit fiind, să ajungă în Liban. În Liban și ne-a ajutat enorm de mult, inclusiv cu copiii ambasade, să-i ducem în nordul. În libanul unde aveau ei uh, abație a iezuitilor. Și să facă, de război. să fie protejați de război și să stea periodic familiile cu ei. Și a fost în centrală până în 89? Am fost în centrală și am executat tot felul de misiuni. Nu știu, dacă acasă rămâneam într-o lună câteva zile, că trebuia să plec în altă misiune. Din 83. Mi-a dat în responsabilitate Europa Occidentală, deci m-a scos asta... de pe Orientul Mijlociu. Așa. Practic, era o avansare în grad. Presupun. Și grad, și de, ca și poziție așa. profesională, așa. Dar, ținând seama că aveam o serie de agenți, asta contează foarte mult. Și ați avut un subordine și pe Văsescu? Uh, nu, nu. E nu. nu Nu, 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 nu. Erau alte rețele? Uh, nu, ei erau uh, la uh, unitatea de linie, ce spuneam. Ah, uh, corect. Uh, unitatea de linie care însemna la spionaj, cum ar răneam. Uh -huh. Dar Băsescu, el era cu direcția de informație armate. Degeaba o, de, l la întors că a fost. Uh, din asta colaborator. Hai să fim serioși, că prin lege, Direcția de Informație Armate, avea posturile astea, Tarom, Navrom și toate... E ce, voilà, e ca ce da, mai de că mult era decât era da. prin lege. era la toate serviciile de informații. Aveau lucrurile garantate între anumite că da, companii de, de, de stat. Companii de stat care îți permitea să rezolvi anumite sarcini pe linie informativă, politică, economică, militară și așa mai departe. Că se transportul de armament, transport de tehnologie. Deci din 83 da, da, da. până în 89 ați fost... Eu, până în 89, deci am fost 83-85, așa, pe Europa, șef de serviciu. După care, în 85, m-a avansat director ajungt la unitatea de combatere a Iredentismului maghiar. Deci, exista, nu știam de această unitate. A fost da, legată de emigrație, dar era unitatea de combatere a Iredentismului maghiar până în 87, doi ani de zile acolo. Deci, am pornit de la contra -spionajul extern acum la spionajul care se ocupa mai mult deosebirea între cele două, că spionajul se ocupa mai mult de politic, economic și informații în asta tehnico-științifice. Pe partea asta v-am spus, da, da, că da. ai penetrări la poliție, la peste tot, Corect. în structurile de informații și contrainformații ale țărilor respective. E clar că sunteți o enciclopedie, nu mă pricep pe toate astea, dar la să știți de dacă unde le să trăit, le, punctați, le de acolo. trăit, acolo. Dar totuși, <laughs> cei care au urmat după dumneavoastră la direcția de combatere a ereditismului maghiar, nu prea și-au făcut treaba. Casă l-a apărut la Timișoara, cu toate că să nu uităm că revoluția la unguri când a devenit pluripartitism în democrație era la ianuarie 89. La noi, da. de bea în decembrie 89. Deci da. ei trebuiau să-l pregătească pe Ceaușescu. Vă, vă povestesc vă imediat dacă vă avem, rog. Timp, avem timp. Avem pentru timp. Lente. Ce se întâmplă în 87, deci după 2 ani, după 4 luni m-a pus șeful unității. Așa Și am schimbat foarte multe lucruri în bunul mers al activității respective. Uh, unitatea era performantă, însă uh, șefii care au fost nu s-a interesat de situația oamenilor. Uh, or, dacă nu ai resursa umană care să-ți aducă, să lucreze și să-ți aducă informații, degeaba spui, înseamnă că ai o structură mai mult administrativă și ne, nefolositoare. Ne nefuncțională. Adică, nefuncțională. Da plus că erau disfuncții între serviciile din cadrul aceleiași unități și așa mai departe. Am restructurat tot și cea mai importantă chestiune care mie mi s-a părut că e prioritară așa și a, și -a devenise prioritar pentru mine, să clarific situația fiecărui ofițer. Pentru că 80% dintre ofițerii uh, unității respective aveau aviz negativ să meargă în misiuni în străinătate. Și am spus, domnule, dacă în condițiile astea, pentru ce să-i țin în țară? Să stea la birou? Să nu... Hai să clarificăm situația. Și provenind de la uh, contrainformații, de la generalul Moț, cu care m-am înțeles foarte, foarte bine, așa, am uh, luat fi, uh, situația fiecărui om, le-am clarificat și uh, pe răspunderea mea, că așa îmi spuneam, băi, Bolintinenos era numele meu de serviciu, da. <laughs> și Bolintinenos, ei pe răspundere îl iau, dar mergem mai departe cu el. Am organizat și am dat posibilitatea oamenilor să-și întâlnească rețeaua în străinătate. Că era rețea din rândul organizațiilor maghiare. Da, da. Era unii, unii, aveau chiar funcții de conducere în emigrația maghiară din Occident, care era rea, ostilă în România. Și astăzi e la fel. Și, ca să nu mai spunem, astăzi că s toți au mai spus după, direcția. după, pe nu, s-a desfințat. Dacă avem în, în Parlament și în Guvern. <laughs> corect. Și, da. Corect. Și aveam și la Comisia de Control a Serviciilor Maghiar, despre ce vorbim. Corect. Așa cum i am zis eu la când mi-am lansat prima dată cartea Regven pentru Spioni la în 2008 la Arcub. avem vreo 42 da. de oameni. Era sara plină și. Normal. Toată lumea era, de pentru prima de. Dată, era pentru prima dată când cineva din zona respectivă a avut curajul să facă unele dezvăluiri. Și era ăsta. Un ziar din sala, a pus întrebări. Apropo de, am scris și despre serviciul de informații maghiar, cum lucrează, inclusiv după 89, cei care au fost șefi au rămas în continuare și s-au ocupat de România. Deci nu i-a restructurat nimeni, nu i-a dat afară, nu nimic. Numai noi. Din contră. Numai da. noi, la da. noi s-a produs. Ruptura. Da. Și am spus, era Tăricianu prim-ministru. Cu care ne am, -am cunoscut oficial și i-am spus, zic, domnule, premierul nostru este în pat cu dușmanul, fiind căsătorit a nu știu câta oară cu greco-catolică, dar cu rude la Budapesta. Și el a deschis, dacă vă mai aduceți aminte, primele de întâlniri cu la nivel de premieri cu Ungaria. Dar nu tot cu el și cu, și cu Mihai s-a semnat cu Gojdu? Ba da, ba da. Deci ei împreună au exact. pregătit acest lucru. Exact, și la puiul de dac. <laughs> Așa. Deci după, după treaba asta -a, Au început să prindă oamenii curaj și să simtă răspunderea întâlnirilor cu acești oameni care nu erau ușor să te întâlnești în terțe țări. Să pregătești pentru că serviciile, și mai ales în Occident, se întâlneau, erau cu ochii pe aceste organizații, chiar dacă ei le foloseau, serviciile împotriva României, dar le monitorizau. A fost, a fost un moment interesant, o experiență bună de, de viață și profesională. După care au zis, ai făcut treaba aici, hai să te trimitem în altă parte. M-au trimis în 87-89, șef de direcție la direcția Orientul Mijlociu, Africa, Oceania, deci tot Extremul Orient. Deci toată lumea, mai puțin Europa. Deci toată lumea. Era o unitate mamut. Chiar că da. Cu sute de oameni afară, agenți, ofițeri acolo pe. Care, rețeaua pe care apoi Talpeș a devolat-o. Și asta. Asta, și asta. e rețeaua, sau și asta? și asta. dar el a devalat pe lângă astea. Nu mi-aș ajuns atunci când nu, alpeș era nu, sau nu, nu? nu? Eu am ieșit în 1992, în februarie, la pensie. Am făcut un infart frumos și atunci am spus, să îmi ajunge și am plecat. M-au rugat să rămân, să-mi dea nu știu ce să fac pe acolo. Să... nu să Am spus. În primul rând, eu nu-mi văzusem copii. N-am știut cum au crescut copiii. Deci eu nu i-am văzut. N-am avut concediu. În 86, când eram director, ajung la anti maghiar, ia, da. așa, am, plecat, am, am, luat și eu concediu. Mi-a dat câteva zile ca să, să, duc copiii la, și soția să ne ducem la de la băi. Bine că nu am văzut la Balaton. Așa. La ora de aveam prieteni acolo, coleg de școală militară. Băile Felix, prieteni. pe da, super. Felix. Da, și mar. până la urmă, la Alba Iulia m-a oprit poliția, a venit după mine că trebuie să mă duc neapărat la București înapoi. Și mi-am lăsat soția și copiii și mașina acolo. Am luat trenul de noapte și am venit la București. Formidabil. Da. Și până la trimis pe socră, mi-o să recupereze soția și copii, copii. și să meargă în concediu în continuare. Mie mi-a promis că o să-mi dea concediu, după aceea nu l-am mai văzut. M-a chemat postelnicul că m-a avansat director și era un întreg scandal la vremea respectivă, publicase în, în, în Ungaria și să lansase în toată Europa Occidentală istoria Imperiului Maghiar. Și, uh, cu prefață scrisă, țin minte și acum, Copeții Bela era ministrul uh, culturii. Mm -hmm. Și ne făcea zob acolo. Era, nu uh, nu exista, în România nu exista. Nu, uh, bă, în Ciubote eram și vai de capul nostru. Și asta s-a lansat în Italia, în corriere de la Sera a scris uh, multe episoade, un serial întreg despre. Ce înseamnă că aveau rețelesc, de acolo, avea o rețea lor Bineînțeles, acolo aveau o rețea puternică, de la inclusiv pe, pe linie catolică. Haideți să fim serioși. Noi știm foarte bine că uh, serviciile de spionaj ale Vaticanului lucrează și a lucrat de când există, așa Biserica Catolică lucrează foarte bine și și-au susținut toate serviciile de informații uh, ale țărilor catolice. Deci, mm -hmm. aveau o colaborare foarte bună. Ori la noi, pe vremea aia, deci până în 60, greco catolici buniați deci toți episcopi ce au avut la pușcărie, la sigie și peste tot. Deci, pentru ea a fost o lovitură serioasă. Corect. Și, de asta vă spuneam, că. M-a chemat din, din concediu Concegiu. și posternicul eram cu Stamatoiu, el era generalul Stamatoiu, era șeful direcției de informații externe. A chemat de la externe, pe ministrul de externe, Stoian era atunci, la șeful secției de cadre, șeful de la partid, șeful relațiilor externe a partidului, i-a chemat postelnicul, că toată lumea l-a văzut la televizor că era un prost cum s-a zis el, că am fost un dobitoc la proces. era o mare, cum să vă spun, un om de o șiretenie și de o Nu rezistă el încă ce aușescu și Elena dacă o să fructifici. Nemai așa, ne mai întâlnit. Imaginați-vă că i-a chemat pe toți ăștia la el în birou. Și aia tremurau, parcă, pe, știți, de frica lui. Vă dau episodul ăsta, că bă este rog, foarte interesant, rog. de văzut uh, o etapă, cum să spun, uh, foarte uh, ciudată. Deci oamenii, chiar la nivelul funcțiilor respective din partid, trăiau cu o teamă teribilă față de postelnicul, nu de securitate, că nu avea de avea cu securitate. Deci cu conducerea respectivă. Și Pentru postelnicul, că postelnicul avea influență mare. Postelnicul avea influență mare și la ea, și la el, dar mai ales la ea. Și vă dau secvență. Bără. Ne cheamă acolo și uh, spune Tovară, știți, uh, a apărut cartea asta cu tare, Tovară și e foarte supărat, și Tovară și, și trebuie neapărat să luăm uh, măsuri de contracarare. Asta înseamnă să publicăm în curieră de la sera, să publicăm un articol care să combată toată asta asta era luni. Până vineri trebuie neapărat publicat și să-l dăm la scânteia, că se făcea sâmbătă și duminica revista presei externe. Deci ce mai apăra, ce mai apăra prin presa străină despre România, dar de lucruri pozitive selectate. Și avem ordin să publicăm articolul acum. Cine publică? Cine are relații? Și uh, mă prezintă, zice, a venit uh, toalășul, uh, știți dumneavoastră de unde, și director, știți dumneavoastră de unde. Uh, așa și agerpresorea ambasadorul Mărgineanu, care mă cunoșteam de în Italia, cu dâns. Uh, știți dumneavoastră de unde, așa enigmatic. Uh, stați aici uh, și apucați-vă să scrieți articolul să-l traducem și să-l publicăm. Ca și cum îl dă da la scânteia Da, da. să publice. Da da da. da, 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 la Florea Ceaușescu să-l publice. Așa să uita unii nații, ăla de la externe Stoian. Da, și pe dar nu putem. Da. Ce a spus și Stoian? Ăla, da, încercăm. Ăla de la secția relații externe, la fel. Știți, că e greu, n-ai cum, că o fi, Da, imediat, imediat, imediat. Ia telefonul scurt. Tovarășa, o sună, să trăiești tovarășa. Și era picioare și lua păsia de drept. Să trăiești tovarășa. I-am convocat aici și a dat toată lista, așa, și lucrăm la articolul care l-ați ordonat și ne-am angajat ca până vineri să-l publicăm. Deci, n ave nimic. Și el deja îl publica. Publicase, da. Era teroare. <laughs> el tu... ca să cadă bine. Da, Două da, da da, da, de zice, 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 da, da. Și zice, cred că până la urmă tot noi o rezolvăm, că ăștia de la externe nu, nu fac nimic. <laughs> <laughs> și tot noi am înțeles, apropo. Da. Închide telefonul și. Zice, toarășul director, uh, articolul trebuie publicat uh, până vineri. Ați auzit că am discutat cu toașul? Cu cine? Și unde? În coriere de la seara? Bine, zice, eu plec acum și gândiți-vă să pregătiți material. Eu la, la unitate aveam un colectiv de uh, istorici. Oameni foarte bine pregătiți, care se ocupat de asta, cu irredentismul, pe da. materiale, inclusiv publicai afară. Da, da, în, da, așa. Da. Și deja aveam un proiect de, de articol scris, dar se mai putea lucra pe el. Și am, am cerut să vină un lucrător de acolo cu articolul, am mai lucrat pe el și după vreo două ore vine omul ați lucrat, da, avem aici materialul și țin minte și acum el era acolo, cui folosește campania asta de denigrare a României și iridentismul da. maghiar și nu știu ce. Și vine acum să-l traducem și el zice, cum ar s-ar ar, -ar auzi în, în italiană, italiană. Da. și așa, nu știu, Margineanu zice, cui prodest? Căui și cum scrie? <laughs> cum scrie? Cău-i? și așa mai departe. Da, 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 el zice, da, e foarte, foarte bine, foarte bine. <laughs> da, -ă, bun, l-am tradus, acum cine în publică? Ăla eu, ăla eu, niciunul. Întâmplarea a făcut, că asta în viață trebuie să Acorzi atenție, mai ales în munca asta, să acorzi atenție fiecărui, fiecărei persoane. Că nu Cât știi niciodată când te întâlnești cu ea. Exact. Da. exact. Și uh, am avut când eram șef de serviciu și răspundeam de Europa, a venit uh, o solicitare din partea unui ziarist, era redactor, uh, șef adjunct la Corriere de la Sera. Așa. Uh, pentru un interviu cu Ceaușescu. Și la vremea respectivă eram la Moț, în partea cealaltă. Mă zice, păi, dacă vrei să te ocupi de ăsta, bine, treaba ta, dacă nu l dăm la linie. Da. Și zic, tu așa mă ocup de el, nu știu ce. Și m-am ocupat de băiatul ăsta. I-am promis că i ia interviul ce, cu Ceaușescu. Ceaușescu. Da. Bineînțeles că am obținut sem aprobare în principiu da. de la de la cei de la CC, dar trebuia Ceaușescu să... Dom'le, ăsta venise pentru câteva zile, l-a apucat aici zăpada, vreo două săptămâni, era până noiembrie și a început o perioadă din asta, așa, i-am cumpărat un cojoc, l-am îmbrăcat, l-am pregătit la hotel, până l-am băgat la o casă de lucru, că nu mai aveam bani pentru hotel, și l-am ținut acolo, ăsta, ce fac că îl, da. pe sau cei de acasă? Când apare articolul. Cu mare greutate, în sfârșit, i-a luat interviul lui Ceaușescu. A fost impresionat de bogăția ideilor cu Ceaușescu. Opa. Deci ăsta era de dreapta. Și zice, mi-a spus Giorgio, băi, omul e tare a abordat fără nimic, fără hârtie, fără nimic, orice subiecte și subiecte neplăcute pentru vremea respectivă. Cu detașare, cu tot, i-a vorbit, a fost foarte bine. S-a dus acolo, a scris articolul cu mici modificări, că trebuia să-i dea o tentă cât de cât și un pic de dreapta, că altfel te suspectau ea că nu știu mm -hmm. ce ai făcut pe -a în România. A publicat articolul și acum mi-am adus aminte de el. Trecuse vreo doi ani, mai ne auzeam, îi trimiteam prin ofițerul nostru de acolo cât un pachet de ziua lui, nu M-am dus repede, am făcut o telegramă, mai contactează-l din partea mea pe ăsta, trimite, uite, du-te cu articolul ăsta la el și vezi ce face. Bref, a publicat articolul cu mici modificări, așa, vineri, în regulă, l-am prezentat tot, tot, tot. După o săptămână, bineînțeles că presiuni pe capul omului. Să-l dea afară. De la curere de la Sera. Da. De ce publicase? Da. Articolul, da. Publicase, era redactor șef ajunct, era omul, o figură acolo, apreciat, da, însă da. la presiunea ambasadei ungară așa de la Roma, ăștia au spus, da, domne, înseamnă că a fost racolat de români. De... Da, da. Și a început să pună presiune pe el. Și l-au suspendat după uh, câteva luni. Eu când am văzut asta, totdeauna am spus, bă, România a făcut un bine. Imediat aveam, uh, cum să spun, posibilitatea să aprob niște bani. I-am dat, i-am trimis bani până l-au repus în funcție, în funcție, da. câteva luni, 3-4 luni. Da s-a rezolvat cu articolul și uh, viața merge înainte, cum s-a spune. După mm. 89, scuzați-mă, da, Iulian Vlad era acolo? Uh, nu, uh, era postelnicul. Ah, deci Postelnicu. uh, că Vlad era Postelnicu nu era Vlad sau Nu, cum? nu, 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 uh, Postelnicu a fost uh, ministru secretar de stat până în uh, 87. Mm -hmm. După care a venit uh, generalul Vlad Generalul Vlad era ministru ajunct, dar pe interne. A venit pe urmă șeful departamentului, generalul Vlad, cu care m-am înțeles extraordinar de bine și dânsul a preluat conducerea exact într-o perioadă foarte grea, 87, sfârșit de, de an, când începuse iar o serie de schimbări la nivelul eșaloanelor de partid, eșaloanelor 3-4 de la partid și era o zăpăceală mare la partid. Generalul Vlad era cu Ceaușescu mai apropiat de tovarășa, nu pe la grea, Aia obișnuită, cu, cu pocenii posternicu. care era slugoiul, am da. Vlad cu personalitate, un om mai delicat, educat, da. altfel. Și țin minte că după ultima misiune care am avut-o în, în Spania, în 85, când m-am întors de acolo, m-a promovat, m-a făcut director, L-am cunoscut pe șeful secției de cadre a CC-ului, care era Tănase Gheorghe. El era cu Bobu, cu tovarășa, ei trei. Ei decideau. Decideau soarta, începând de la director din instituție până ambasador și tot miniștri, ei hotărau. Ăsta a venit, a venit Tănase la Congresul Partidului comunist spaniol, Dolores Ibaruri, ieșea la pensie, cum ar veni, și uh, i-au uh, făcut festivitate. Da. și Fiecare partid comunist și-a trimis, trimis delegația. Da. Și cu mesaj, cu nu știu ce. Și l-am ajutat pe tovarășul Tănase să prezinte, cum îi spune, uh, mesajul din partea lui Ceaușescu. În uh, franceză, în spaniol. Și m-am împrietenit cu el. Dar nu am făcut nimic. Eu îmi terminat emisiunea și trebuia să vin acasă. Și primește da. Legamă de la postenicul. Toar și bonitina, nu mai rămânesc câteva zile. Dați-i o mână de ajutor și tovarășul și pe linie oficială, nu știu ce. Da. Și pe urmă vii acasă. Și m-am împrietenit cu dânsul. Un om extraordinar de modest. El a venit înaintea mea în țară, după ce s-a terminat congresul, eu am mai rămas la Madrid. Nici n-am ajuns bine acasă, am, țin minte într-o sâmbătă și mă cheamă Moț, eram la Moț. Deci, băi, bolii, uh, ai ajuns cu bine, nu știu ce, da, să fie duminică, mâine la ora 8 la birou. Bă, ce s-a întâmplat? Uh, A fost loc această delegație. Înaintea lui fusese Petru Enache, care era șef de, șef de relații pe cultură la partid, tot așa la congresul partidului muncitoresc al lui Felipe Gonzalez, tot cu mesaj din partea lui Ceaușescu, Ceaușescu. Ceaușescu. și am avut cu dânsul istorie că nu, nu ne primea ăsta Gonzalez să, să dăm mesajul. Apropo, iar facem o, o acoladă, o paranteză. Ce înseamnă lipsa de uh, cumpătare în discuții când ești demnitar? Deci ăsta nu voia Felipe Gonzales să ne primească. Să primească delegația română și era o personalitate. Între partide era o relație foarte bună. Păi ce are? Șansa tot așa. Vedeți când... Uh, în viață dacă cultivi oameni în speranța că, cine știe, odată îți fac un bine. Eu am cunoscut pe consulul general spaniol care s ocupa de zona Melilea, unde se construia șantierul Nador. Și ca să ne dea aviz că era garnizoară militară spaniolă, enclava asta, trebuia să vorbesc cu consulul. Pentru toate utilajele. Toate utilajele veneau pe acolo. Și forța de muncă românească. Și atunci ne-am uh, împrietenit. -a prietenit, a, da. Așa. Ăsta a ajuns șeful de cabinet al lui uh, Gonzales. Gonzales. Și ați avut imediat intrarea așa. și ați rezolvat cazul. Așa. <laughs> am, am rezolvat, dar am deșifrat și de ce. Ca, ce se întâmplase? Felipe Gonzales, tânăr, la o reuniune cu, uh, așa, responsabili partidelor muncitore și comuniste din Europa, s-a întâlnit și cu Ștefan Andrei. Și Ștefan Andrei era cu Willy Brandt, cu ăsta. Willy Brandt zice, băi, uite, să-ți prezint Ștefan Andrei, care era un tip cu uh, doxă, dar uh, din cauza paharului o cam lua raznă un, tip de perspectivă. Felipe Gonzalez ăsta o să ajungă premier, nu știu ce, e bine să-l cultivați și... Și ăsta se uită la el și lasă-mă, domne cu puțul ăsta găuzar. Și ăsta a auzit. Ăsta n-a înțeles despre ce e vorba, dar i-a tradus careva. De momentul acela, România nu mai exista pentru Spania. Pentru, Spania, pentru partidul respectiv. Și acum el era premier și președinte de partid. da. Deci, astea sunt uh, momente care uh, poate să ducă la. Datorită celor de la resurse, de la, la cadre de la Comității Centrale, ați ajuns să vă pus pe poziție de director. Așa. Deci, uh, ăsta, când a venit în țară, uh, nu știu ce a fi spus uh, postelnicul, așa că al al doua, a treia zi. Boli a, rezolvă. A, așa, Poți rezolvă, da. Și a treia zi m-a chemat postelnicul du-te la tovarășul Tănase, că te vrea tovarășul să stea de vorbă cu dumneata. Mă duc la el, foarte amabil omul, m-a întrebat cum mă descurc la servicii, ce am referințe bune despre dumneata, nu știu ce. Eu am spus tovarășul Tănase, fac datoria, nicio problemă. Dar zice, te știi de ce te-am chemat? La noi să avem ordine de la tovarășul, să reorganizăm Secția de cadre a CC-ului. Să o reorganizăm. Asta înseamnă reorganizarea tuturor instituțiilor, statul, inclusiv a voastră, făcea. Da, mai, mai încet. Și a voastră. Și să punem cadre de nedejde, de militanțe, partiduri. Oh, da. Și zice, m-am gândit să vii, să fii șeful acestei, acestui compartiment, un fel de ajunct al meu, care se ocupă de toată zona asta, ce înseamnă relații externe. Deci de la Ministerul de Externe, Ministerul Comerțului, tot, tot, tot. Promovarea cadrelor și verificarea lor. Da, mă zic, toată așa, să știți, eu am meseria asta, vă mulțumesc că v-ați gândit la mine, dar nu pot. Mai gândește -te. și zic că chiar am o problemă. Da, zice, dar ce problemă ai? Păi zic, eu am uh, trei de blamuri cu avertisment pe de partid la care am rămas blocat. Cum adică ai? Păi, haideți să vă raportez. Primul mi s-a dat, înainte să plec în misiune în Maroc, că am botezat copilul, primul copil. L-am botezat la biserică. Eu, chipurile, am stat de serviciu, că făceam un curs de contra și... În sâmbătă și duminica, special m-am pus de serviciu ca să mm, se ocupe să... familia de asta, și să nu fiu eu prezent, chipurile. Correct. Dar mă au monitorizat și știa, aveam tehnică în casă, deci nu era la, mare la, la. La. Al doilea vodă blamă cu avertisment mi s-a dat când a fugit Pacepa. Eu nu l-am cunoscut pe Pacepa, dar, timp păcate, așa, el a... a propus și s-a aprobat avansarea în grad la excepțional a celor care a pregătit de pe alte spații cu informații vizita lui Ceaușescu în sua, Când a fost în Da. Și eu tot așa mă curta mă curta șeful CIA-ului pe, pe zona Africii de Nord un tip fusese ziarist în, din asta. Ziarist, corespondent de război în Vietnam, uh -huh. un tip uh, simpatic, în sfârșit rănit, uh, așa și tot mă cultiva omul. A fost foarte amabil și m-a încurajat, adică mi-a dat informații care îi interesa pe ei și să, să le pregătești cum ar veni. În ce, cu ce probleme ar fi, uh, eu știu, Ceaușescu pus în dificultate sau mai știu ce. Că primeau și ei ca blogamă, domnule, că uite, da. ia, interesează, te vezi. Și tot timpul îmi spunea, George, o să fie bine, o să colaborăm, o să facem, o să dregem. Eu tot îi ziceam, pe linie de externe, lasă-mă, mă, cu externele. Da, da, da. Așa, între noi și tot așa, mergeam la recepții cu el, la dineuri organizat mi-a facilitat unele contacte cu reprezentanți NATO care veneau periodic pe acolo. Era și o lojă masonică a celor de la NATO. Unde? În, Acum, în, Maroc, în Maroc. În Maroc, da, am da, da. Cu atașați militare ai am țărilor înțeles. respective. Și un, un tip care da. vedea în mine, zice, bă, ești om de perspectivă, spun eu, și e pe să nu ținem legătura. Da. Bine mă, bil. La vremea respectivă, după ce s-a terminat vizita, normal s-a făcut evaluarea informațiilor care au stat la baza pregătirii vizite. Și a spus, domnule, ce oficii, ce grupe operative externe au furnizat uh, informații care au fost utile și pentru pregătirea vizitei. Și a domnule, cu tărică. Ia, dăm fișa omului. Era un locotenent major, un fol capitan. Și el a aprobat treaba asta. După ce a fugit. Când da. m-a cunoscut și... și a, și a, a luat încă un vot de blam. Am mai luat un vot de blam, că am fost cunoscut de pace. Și al treilea? Așa. Nu. Stai puțin. Asta a, al treilea. asta a fost al treilea. Am mai luat unul în Maroc când uh, uh, a născut soția băiatul. Și tot așa l-a botezat. Și țin minte și acum că am scris în cărțile mele cu... Uh, modul al, generalului Caraman cum a știut să panseze rana respectivă. Trimite telegramă, felicitări, ai un băiat, așa, să străiască, la la la, nu știu ce. Familia l-a botezat și pe linie de partid ai fost în contumacie. Sancționat cu vot de blanc convertisment. Asta era punctul 1. Da. Punctul 2. Pentru activitatea profesională ai fost uh, promovat cu trei clase de salarizare, era foarte bine. Deci cum a știu să panseze, contează foarte mult, mai ales când în ești în exterior și sigur că da, a, a rezolvat. Și am spus uh, asta. Și ce a spus A el? rămas, zice, și da, zic, pentru asta? Și da, pentru asta. Da, bine, bine. Zice, nu contează. Contează omul. Mă. Zic, uite, domnule, cum gândește. Și era un om foarte simplu. Mi-a povestit viața lui. A, a, a trăit în orfelinat, lăcătuș și a, 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 a făcut școala la seral. Un om extrem de modest, dar cu mare bun simț și cu omenie. Că altul, nu te, domnule, aici s-a Corect, și nu știu corect. Ce. Și i-a spus la ăștia, i-a spus lui Postelnicu, a refuzat, nu știu ce, i-am spus și eu toată și eu, mă mențin asta. Și cu toate, m-a pus director. În 87, după ce am plecat de la anti-iredentism maghiar, m-am dus pe zona care v-am spus și am pregătit vizita lui Ceaușescu în ultima lui vizită în Iran. Fiind director acolo, am pregătit asta și în momentul uh. Uh, 18 decembrie a plecat el, a fost vizita. Sau s că el nu. Nu. Nu, nu, era, nu mai nu mai voie. Din moment ce uh, erai director. Uh, nu avea să mai ieși din țară. Ca să nu uh. cumva, cum să fiți de Fu alții. Ma, Fugise, da. uh, da. nu mai da. corect. Cât chiar dacă te verifica tot, nu avea nicio. Corect. Nu mai avea încredere. Și el a fost informat că se întâmplă. Ceva da. în... Deci, în, pe 16, vă dau o altă servență Pe 16 decembrie de ziua mea, când s-au început da. evenimente la Timișoara, general da. uh, Vlad mă sună, mai boli la mulți ani, nu știu ce, cum stai cu vizita lui Ceaușescu, tovarășului? În, uh, da, foarte bine, pregătisem uh, tot ce trebuie acolo, al trimisisem uh, ofițeri, pregătise documentele de, care trebuiau semnate de Ceaușescu, Cooperare cu ei aveam prevăzut până în 2000 noi să le dăm uh, armament, transportoare blindate și toate fleacurile astea și ei să ne dea gaze până în 2000 la niște prețuri de nimic și atunci s-a pus pe picioare uh, rafinările Media Năvădari că ăsta, petrolul, țițeiul... pe mare. Era, nu nu numai asta, dar ă, avea un grad ridicat de sulf. Și atunci a făcut special mm. pentru treaba asta. O tehnologie asta, diferită o tefant, pentru exact. calitatea da, mare da, de da. sulf. Și, deci, totul era... asigura, cum să spune. Continuitate. Continuitate și în același timp, cum să... Și de muncă celor din țară. Exact. Independența energetică față de Rusia, față de orice. Și o relație foarte bună cu ăștia. Și generalul zice, băi, vină la mine. Vină până la ora patru, vină până la mine. Deja la Timișoara se mișcau lucrurile. Dar zice, vezi să nu-i spui lui Stamatoiu. Sau fiind șeful meu direct, cum ar veni. Corect. M-am dus la dânsul. Secvența este de, cum să spun, de film. Mă primește Rogojan, că știți, era șeful Aurel lui Rogojan, da, șeful de cabinet al Așa, lui. Așa, da. El era șeful lui de cabinet. Era mai mic ca mine cu un an de la școala militară. Zice, George, stai să. la o cafeluță că e ocupat cine era la el? Era un croitor, care era și croitorul meu. Și până la urmă iese generalul Vlad în antecameră unde era Rogojan și unde îl așteptam și eu. Și țin și acum, haina fără mâneci, era de probă. Bine, a, ce faci, boli, nu știu ce, la mulți ani, ce părere ai de costumul meu? Îți place ăsta? Da, da, și într-adevăr, era un lucru fin. Deci eu termin cu tovarășul croitor și vii la mine. Să stăm de vorbă, că avem multe de discutat. Știam ce se întâmplă la Timișoara. Era relaxat. Era relaxat. Și vreau să vă spun, m-a surprins. Deci Țara arde și baba a văzut pe altul. El își făcea costum. Da. Era foarte interesant. Zic, mai ceva se întâmplă. Bun, mă, cheamă. Cum e bolii pe la tine, la unitate? Deci, -a și era pregătit să facă uh, placa turnantă. Uh, cum e pe la tine pe la unitate? Dom'le, oamenii sunt cam nemulțumiți că nu s a făcut avansări la 23 august. Pentru cei care deja devenise termenul și da. cum, răbdarea măgarului, cum se da, zice da, da. în armată. Asta mă că o să rezolve acum. Mă. Că nu o să mai fie nevoie să aprobe tovarășul. Copa, asta e chiar informație. Da, era o chestie A foarte 16, tare. Că, că Ceaușescu da. și pentru un capitan trebuia să, așa, să semneze decât. Nu o să mai fie nevoie. Până mă ce mai știi la Timișoara? Că s-a întâmplat. Da, am auzit, dar zice ce mi-ai trimis tu acum un an? S-a adevărit. Zic, da. Eu. Nu Nești eu cu Tucș sau. Nu, <truză> nu. Un agent al meu ajunsese ambasador la Belgrad. Și mhm. el a, a cerut prin sistemul de legătură să vină în România, chipul și-a aranjat el de legendă, să vină în control la ambasade, că răspundea de zona de Europa de Est. Să vină la, ambasadele din, la ambasada lui din București în control. Și îmi cerea să ne întâlnim de urgență. Care ceva? Bineînțeles, ăsta rămăsese la moți. Eu eram la stamatoiu. Uh, Moț nu l-a dat în legătură la nimeni, mi l-a lăsat, dar figura la el, la, la el. fiecare da, și da, da. apăra așa. Și mă cheamă zic, băi, băi, uite, ăsta, așa, e om serios, că nu mai mă a văzut să da. și ceva cu el. Da, e în regulă. Zice, ce să fie? Păi zic, cred că are ceva informații urgente. Vine omul în România cu peripeții, le-am deschis pe în carte, și a adus un material foarte bine documentat, cum ne lucra sârbii, cum lucra inclusiv ambasada noastră, deși aveam parteneriat între țări socialiste, cu ei rămăsese între servicii de informație. Însă ne lucra din greu. Pregătea din ăștia tabere de combatanți la frontiera cu noi. Uh, colabora cu Ungurii și cu uh, Serviciul de Informații, cu Mossadou, la fel, pe uh, enclave din astea, în diverse. Și cu Mossadou? Și cu Și uh, Serviciile Iugoslave, caducele la Iugoslavia, Ungaria și din Israel. Israel. Exact, Israel. Da. Și uh, fiecare aveau, uh, cum să spun, făceau schimb de informații cu stadiu uh, măsurilor care fiecare și le stabilise. De pildă, ăștia cum îi spune ungurii, pregăteau din școli din astea de arte marțiale tineri, pe care i-a trimis pe urmă în, în Secuime și a făcut Târgu Mureșu. Da. Așa. Eu Domnul general, am să vă propun în felul următor. Deci până acum ne aflăm până data de 16 decembrie, decembrie da. 1989. Am să le spun la revedere telespectatorilor ăștia ca să urmeze și partea a doua, pentru că de abia de aici începe mare dezvăluire, cum ați început, că de fapt trei servicii au lucrat împotriva țării noastre. Și să continuăm de la acel moment pentru partea a doua. Uh... Dragi români, vă mulțumesc încă o dată că ați avut răbdarea să vă uitați la podcastul în Gora Lupului. Mulțumim Cinematica Media Solution pentru realizarea podcastului și nu în ultimul rând mulțumim Tele Moldova Plus pentru preluare și nu uitați, imediat săptămâna viitoare urmează și partea a doua cu domnul general Gheorghe Dragomir. Încă o dată vă mulțumesc domnul general. Cu plăcere și să fim sănătoși să continuăm discuția.